Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, continuăm aventura noastră cu demo-urile de la Steam Next Fest cu House Flipper 2, un joc pe care voi mi l-ați tot cerut prin comentarii, cred că de vreo 2-3 zile deja. Și am zis, bă, vere, dar când apare House Flipper și tatăl? Și pe aia mi-am dat seama, mă, trebuie să fie, cred că, în secțiunea de demo-uri. Și chiar uite că acum, de când a apărut și pagina de la Steam Next Fest, am găsit și demo pentru House Flipper 2. Așa că hai să vedem care treaba cu el. Boys, ce vă rog, ca de obicei, un micuț dacă acolo și ar fi super de gust din partea voastră. Și hai să vedem noi ce ne așteaptă în House Flipper. Sincer, o stare curios să vedem cum e jocul ăsta comparativ cu primul. Că noi practic ne-am jucat primul recent. Ok, din start pot să spun grafic arată mult mai bine. Wow, grafica e ok. Să-i răspundem lui Don ăsta. Hello. So, how do you like the house I found for you? Beautiful, isn't it? Da, e superbă. Knew it. I'm really good at my job, am I not? I'm so happy I can help you out. Have to say, your message is quite a surprise. Out of all things, you go for house flipping, huh? But there's nothing I wouldn't do for an old friend. E o insulă pustie în mijlocul nimicului. Iată, mă la treabă. And who am I to stop you? I have other houses to sell anyway. Mamă. Bro, cât am dat-o? $3? Sweet commission of selling it. After all, who wouldn't want to live in such a wonderful neighborhood? Take care for now. Neighborhood. Bye. Sunt singur pe o insulă. What the fuck? Sta ce e? Flipper tool. Ah, vinzi chestii pentru bani. Oh, superb. Ok. Sunt multe lucrușoare pe care le putem vinde, am înțeles. Mamă, stai că aici trebuie să descoperim cum funcționează ăsta, știi? Ah, Flipper Sense, vedem ce poate să fie vândut. Mamă, dar trebuie să duci super de aproape de toate. Și n-ai altfel cum. Ok, hai să curățăm atunci toate mizeriuțele astea. Mai dăm cu Flipper Sense-ul ăsta așa un pic. Să vedem ce se mai poate curăța de pe aici, evident. Că e puțin cam mult dezastru, dacă e să mă întreb pe mine, pentru o casă într-un cartier așa de bine văzut. Damn, cine n-ar vrea să se mute aici, nu? Voi v-ați mutat pe insulița asta? În mijlocul absolut nimicului? Deci, nu pot să cred că l-a zis neighborhood și literalmente e nimic aici. Sau ce e asta? Hold to pick up. Asta sunt fel de cutii și toate alea. Ok. Direct, vindem tot, bro, ce ai? Curățăm tot. Mamă, dar dinamica și felul cum arată jocul e mult mai, mult mai next level, cum s-ar spune. Îmi place așa. Și au făcut băieții temele, au zis, bă, dacă tot facem o continuare, hai să facem un upgrade, dar bine, nu? Adică, până la urmă. S-a produs upgrade-ul. Stai că eu tot dau cu senzorul ăsta și încerc să mă asigur că eu curăț tot ce trebuie curățat de aici. Mamă, pleacă frigider, aragaz, tot. Ce vorbiți, mă, totul se curăță. Casa asta o facem de la zero. Nu există așa ceva. Mamă, dar ce de mizerii pe aici, serios. Alea cred că trebuie măturate sau ceva de acum. Uite și aici câteva. Mamă, fel și fel de lucrușoare, fii atent, băi! Astea sunt scări, nu le putem da. Aparent doar unele lucruri le putem da, așa. Vaza asta, uite așa că merge. Asta spartă, nu merge. Mamă, câte și pe aici, câte și mai câte, băi! Ciment, rafturi, pian. Vindem să facem bani, știi? Mamă, stai așa că sunt multe, multe, multe lucrușoare. Și pat. Mamă, stai seama unde dormim noi acum. În tavan dormim. Vai, dar ce s-a întâmplat în toaleta asta? Nici nu cred că vreau să știu detaliile astea extra. Bro, dar cutia asta, pe bune? Nu are de gând să percuteze și ia un salcăfâ de aici? Chiar mă supăr așa puțin. Nici nu poți să o iei, fii atent. Avem vreo mătură? Stai, aspirator. Da, așa, este unde vândut ce avem de vândut pe aici, că sunt multe prostioare.
Și după aia ne apucăm și de curățenie, așa zisa curățenie. Așa, cred că am cam flipuit tot ce era de flipuit, cred că mai e pe aici. Da, mai sunt pe balcon câteva lucruri. Am avea și antenă parabolică, ce aveți, frate? Era casa asta... Asta e cabina lui Master Roshi, frate, vă zic eu. Ok, astea-s depus gunoaie. Mă, și cum de lei? Păi spun că le aruncăm afară. Mă gândesc. Hop. Atât. Ce se poate lua și pune aici, punem aici. Alea nu mai merg. Da, mă, de-aia nu mă lăsa pe mine să intru aici. Flipper sense. Cred că de acolo trebuie să mergem jos. Da, să mergem jos aici. Mamă, e ușa asta e blocată. E în spate, cred că asta. Așa, și pe ăsta trebuie să-l aruncăm. Aruncăm în ocean. Da, dracu, se stoase. Ce bun suntem noi cu natura, băieți. Ați văzut? Nu, el. Văd că dispar oricum, uite. Cere dispar oricum, asta e toată faza. Unul înapoi. Da, firar. Dispare, le mai târziu dacă... Mă, ăștia au spart și pereți pe aici. E de-a binelea. Ok, cred că am curățat ce era de curățat în mare. Cred, sper. Ah, no way, mai există și aici. Asta este pentru curent. Nu prea pare să funcționeze. Stai așa, care era ieșirea din față? Stai în față? Uite-mă aici. Așa, hai să vedem ce... Ce mai trebuie să luăm de pe aici. Să le iau și pe ăsta să-l arunc în... A funcționat. A, uite-mă că toate s-au adus aici. A, și noi câte să le... Am înțeles. Joacă-te cu ăsta, mă, bobiță, ce-ai? A, și să ți le-a pus la... în fața ușii. Ca să le arăți vecinilor cât de nenorocit ești. A, și ăsta văd că s-a dus de-a binelea. Numai în tomberonul s-a dus. Gata, mă, are tot sensul de pe planeta acum ce s-a întâmplat. Așa, hai să curățăm și aici ce mai e de curățat. De fapt, aici trebuie să dăm cu flipperul ăsta. Că-s multe lucrușoare. Ok, cred că am făcut o treabă. Mai e ceva. Ah, așa asta-i. Bun. Acum trebuie să spălăm. Mamă, șterge grafitiurile, ce ai? Mă, știi cum pleacă astea, mă? Asta e pe interior. Dă și pe jos până să duceți jegul. Hai că pleacă jegul, băieți, mâine. Ok, hai că a plecat. Mamă, verzitură de aia, e mâzgă de aia de apă sau ce se mai face. Oh, s-a pișat cineva în fața ușii. De-a dreptul, gen. Ok. Aici nu cred că mai e nimic. Senzație. Geamul ăla e pe dinăuntru, murdar. Ușa asta e dezastru, spală pe jos. Luăm pe toate, dar mă spălăm tot ce se poate spăla. Hai că începe să pară trăibil pe aici încetul cu încetul în ritmul ăsta. Atât am de zis. Aaa, cu spray-ul faci să meargă mai repede, mamă, și acum spune. Stai, frățică, că dăm și cu d-astea. Aaa, aia zic, mă. Mamă, păi de-a stau până poi, marți, așa, frățioare, spăl și... De fapt, știi ce, geamurile ar trebui să las ultimele. Geamurile sunt mult de mâncat la ele. Așa. Uite aici. Și sus. Perfect. Mamă, spală. Asta e, mă, spală, dar e cu d-asta așa. A, ce ai vorbit, frate? Nice. Mamă, dar
s-a produs chestii pe tavanul ăsta. Chiar s-au produs lucrușoare, ce vorbești? Mamă, dar ce bine că am descoperit chestia asta cu spray-ul. Dă 11.000 doar mai practic. Chiar e mult mai practic, geamurile astea sunt ok. Ba nu, uite asta. Asta trebuie șters cu altceva. Na, uite, nevermind, acum mă las. Că trebuie să fixez mai bine pe ele. Așa, gata. Mă, că mai arată acasă acum, ce vorbiți? Arată căsuță. Ce mai trebuie vândut aici? A, ok. Nu știam ce vrea de la mine. Așa, și mai ceva de la ședângul noi, nu? A, ăsta așa. A, uite mă, mai aveam prostia asta aici, cine a văzut-o. Și preiază și pe ăștia așa. Mamă, dar zi te rog că putem da cu tapetul ăsta o treabă. Ok, hai cu aspiratorul. A plecat aspiration-ul. A plecat de două ori aspiration-ul. Atât. A, mai are treabă jos să mai spăl o leacă. Gata. Mă, cred că am curățat bine. Întreb asta cum le luăm. Asta doar le citim. A, te învață despre demolishing și surface finishing. Mamă, ce Dumnezeu. Ce cu... No way. A, oare trebuie să scoți numai ăstea așa? Mă, ăstea așa stricate, cred că trebuie să le scoatem. Mamă, ce vorbești? A plecat gaming aici, băiți. A plecat gaming-ul. A, nu mă, uite mă, că pui chestii de-astea peste, cred că. Păi și cu... Cum rezolvăm... A, ca să nu depășești, cred. Ok. Așa. Deci încă mai avem ăstea de rezolvat, fii atent. Ah, și stălești și îl pui pe perete. Nu știu ce... Ah, what the fuck. Bă, dar mai e mult, mă. Mai e destul. Ce vezi? Ia uite-te la ăstea, aolo. Stai mă așa, dă de aici. Dă de aici că e dezastru de pe lume. Mă ia crizele. Crizele, vă zic eu. Bun. Mai e ceva ce mai trebuie și flipui de pe aici? Nu. Trebuie curățat ceva. Ce mai exact? Nu nimic, aici e în regulă. Bă, dar mă jur că trebuie să dânți... A, geamurile, mă. Eram eu așa confuz maxim, gen ce Dumnezeu ar trebui să... curăț, să realizez, să fac, să nu știu ce. Ok. Și aici ce vrea să mutăm? Ok, aici vrea să văruim? Păi și văruim ce? Hold to start. Da, nu știu ce se presupune să rezolvăm acolo, dar fie. Ok, și unde ar trebui să dăm cu ciocanetul aici? Că vrea să rezolvăm peretele ăsta. Mamă, a plecat peretele, făceai. Bro, uită ce pleacă peretele. Mamă, direct câte mecanisme noi. Despre ce vorbim? Pleacă mecanismele. A, și tot noi trebuie să facem curățenie, am înțeles. Bun, și acum curățăm astea, nu? Nu. Sau dăm remove la asta. A, și facem open thingy. Ce vrea să curăț? Îmi tot zice să curăț ceva, dar nu știu ce. Geamurile? Geamul e ok. A, never mind, geamul ăsta. Geamul ăsta a văzut zile mai bune. Mamă, dar serios câte lucruri trebuie să verifici, să iei așa la purica fiecare aspect.
Acolo cred că trebuie să reparăm, de fapt. Trebuie să zidim aici. Da, trebuie zidit aici. Hai, dă-i tat. Meșterul Manole Bobiță. Stai. Așa. Ce aveți, mă? Ce aveți, mă? Uite-te la mine. Gata, am rezolvat-o. Frumos. Nu merge să dăm culoarea. Sau cred că îmi trebuie neapărat trafaletă. Mi-e trebuie gen, cred că vopseaua îmi trebuie. În fine, smart home. Surface scraping. Cred că trebuie să luăm toată asta. Ia fi atent. Sau? Eu nu știu, încă mă bate. Ar trebui să luăm toată asta, mă? Trebuie să scrapuim tot, fii atent. A, ce tare, poți să controlezi din WASD. Superb. Așa, și pe aici cum facem? Acum e prea târziu, nu mai contează. Stai, cancel. Așa. Păi da, nu rezolvăm nică, am dat cu flipăreală de asta. Deci dacă trebuie pus ceva pe podea. Ia asta, îl dă-o de aici, că nu mă prind. Painting for beginners, ia stai așa. Ah, tab cu ăsta așa. Păi și unde e scraping, spre exemplu? Sau aici? Ok, asta nu mă ajută cu nimic. Cred că la scraping aici e, uite-l. Set așa în store wallpaper. Aaaa, da mă. Te vezi, trebuie să pui podea. Bleach, ce zic. Ce mă, unde m-am dus? Întreb podea mă, unde-i podea? Squares. Bye. Ah, uite mă, da. Da mă, ce aveți? Terminați-vă că s-a rezolvat situația, ce e? Bă, să știți că mi-a luat ceva să mă prindă cum funcționează nebunia asta. Ah, altă viață mă. Și acum pe perete, dacă eu aici aș vrea să cumpăr, mie mi-ar trebui d-astea, nu pe jos, îmi trebuie pe pereți. Uite, aia e culoare pentru ăla. Dar cred că aici trebuie să văruiesc cu totul alb, deci practic trebuie să vin cu rașcleta. Dăm de aici așa tot ăsta, țac. Venim, jup, 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 direct așa. Și acum finish. Ne ducem cu trafaletus, tab, jap, buy, pune acolo, cancel. Scoate trafaletus. Get paint. Și ia să vedem acum. Altă muncă mă, bobiță, ce ai? Altă viață. A, du-te mă de aici, e o treabă, fii atent. Altă viață mă, deci da, asta practic trebuie să facem. Și ce îți selectează el cu rașcleta. Să practic trebuie să le faci, bă, dar oare trebuie să dau altceva pe peretele ăsta? N-am... Să-ți depus pe jos marble tiles. Adică să s-ar pune, da, nu le... Poți să pui și pe ăsta, dar arată ciudat. Deci nu văd alea picățele de-astea de vrea el. Dar de curățat și de-astea că am făcut de toate. Nu nebunii alea ca așa, radiatoare. Televizoare, uite astea sunt chestii noi, deci practic noi trebuie să aranjăm toată casa asta într-un fel sau altul, a? Măi, frate, dar e de muncă, adică... Mamă, și trebuie să voruiesc tot peretele ăsta, fii atent. Pleacă cutia cu var. Jap.
Și te-ai dus, fii atent. A plecat peretele. Direct, ce ai? Nu se discută. A făcut peretele una cu viața. Și are, mă, de ce merge așa greu? Ia uită-te. A plecat culoarea, stai. Jap. Vezi că e nebunie cum e construit acum House Flipper. Vezi că e de muncă? E chiar de muncă acum, nu e glumă. Sunt atâtea elemente pe care trebuie să te prinzi. Vă ruim tot, frate alb, ce mai cotez. Nu știe nimeni până la urmă, nu? Așa, și acum scădem asta un pic. Așa, ca să fie treaba. Și am încheiat discuția, frate. Ce ai? Aoleu. Hai că mai am vopsea dacă e. Am, vezi că o să-mi pierd aici toată viața, ce aveți? Oricum e mult mai upgradat față de primul. Primul era așa, super simplist, dar ăsta e altă viață. Da, mă, ce-ai? O, ce s-a văruit aici, șans. Oare trebuie să văruiesc pe toată asta sau trebuie să-i pus și lemne? Nu prea am văzut să fie chestie de pus lemn de ăla. Da, nu prea e chestie de asta. Ai carpete, ai de ăla, dar n-ai, uite-i. Ăsta așa. Oare ar fi vrut să-i fi pus de alea? Prea târziu de acum. Decizia a fost luată. Nu se mai acceptă schimbări. Stai așa, dă-și tu cu ăsta mai jos ca să trece în direct. Aia zic. Perfect. Superb. Ah, firar. Firar. Aici. Bun, așa. Perfect. Perfect. Gata, mă, ai cam tras și ăsta. Să-ți faci și tăvară, mamă, deci ai de atâtea elemente, vă zic eu. Casa asta nu terminăm în 2 ore. Mai pui și mobilă, mai pui și alea, ce-ți mai trebuie. Dar măcar hai să luăm și așa, măcar arată mult mai bine față de cum arăta inițial, știi? Și că hai să nu vorbim nici aiurel de astea, că m-am lăsat, cum era aia la început. Era o treabă. Arăta într-un fel. Și acum fii atent, dăm tab. Jap, bye. Ce vorbești? Iaut. Jap. A plecat jap, frate, ce ai? E? Mai zici ceva? A, nu cred așa ceva. Nu cred. Gata. Ha, mă, că arată bine acum. Văruit așa pe o idee. Mamă, mai trebuie rașcheltat și da și pe acolo cu puțin de sau. Putem da var direct pe ăla? What the f... Mamă, dar de ce mă țintește? Nu, cred că trebuie curățat, ia. Hai să facem așa atunci. Jap. Ia, și dacă vreau acum să văruiesc, mă lasă? Sau văruitul e interzis? Ok, văruitul e interzis. E o treabă. Dar, boys, oricum, noi ne oprim aici cu video-ul ăsta din House Flipper 2. Bă, e destul de forță. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le facem și trebuie să aranjăm pe aici. E incredibil. Dar faptul că ne-am prins așa cum funcționează mai toate uneltele, simt că e o treabă destul de practică. Mai ales că avem o tonă de unelte. Comparativ cu primul, e mult mai imersiv jocul și mult mai făinuț, cu o grămadă de elemente de astea, așa, de ce poți să și faci. Și chiar e fain, adică chiar recomand. Dacă vreți să încercați, demo este pe Steam. Și acum probabil deja v-ați dat seama de aspectul ăsta. Demo e pe Steam, la Steam Next Fest. Și probabil o să jucăm mai mult când o să apară, dacă vezi chestia asta, să o jucăm pe stream-uri. Că, na, nu știu, acum pe video nu prea mă pice la full content de House Flipper. Dar, mamă, stai că acum am văzut ce a fost aici. A strănutat Shrek mai devreme.
Dar dacă v-a plăcut videoul ăsta, băi, știți foarte bine ce o să o cunuitați, dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!